toți auzim zilnic îndemnul să ne vaccinăm pentru a ne proteja de o boală sau de formele ei severe. Dar v-ați întrebat vreodată cum și când a fost creat primul vaccin? Povestea primului vaccin a fost precedată de un lung și întortocheat șir de încercări ale oamenilor de a se proteja de bolile pe care cunoșteau în trecut și nu numai. Astfel, încă din secolul al VII-lea, călugrii budiști indieni veau venind de șarpe, crezând că astfel vor fi protejați de mușcături. Predecesorul propriu-zis al vaccinării a fost însă variolarea, un procedeu ce presupune introducerea de puroi uscat din pustule, vezicule purulente de variolă, sub pielea celor care încercau să se protejeze de infectarea cu această boală, care s-a transformat într-o catastrofă a omenirii. Există dovezi că chinezii practicau variolarea încă din anul 1000, procedeul fiind de asemenea atestat în Africa și Turcia, înainte să se răspândească în Europa și America. Părintele vaccinologiei este considerat însă medicul englez Edward Jenner, care a observat că fermierii care s-au infectat cu o boală specifică vacilor nu se mai îmbolnăveau de variolă. El a luat puțin lichid din bubele de pe ungerul unei vaci bolnave și l-a injectat unui băiețel. Experimentul a reușit și băiatul nu mai e căzut pradă acestei boli. În acest fel, Jenner a realizat cel din tâi vaccin în anul 1796. Jenner a denumit vaccin substanța folosită pentru transmiterea variolei vacilor după denumirea în limba latină a acestei boli, iar procedeul utilizat pentru protejarea împotriva variolei, vaccinare. Metoda lui Jenner a influențat schimbările medicale și tehnologice din următorii 200 de ani, având ca rezultat final eradicarea totală a variolei în 1978. Vaccinul creat de lui Pasteur în 1885 împotriva rabiei a fost următorul care a determinat un impact important, iar peste 11 ani tot era dezvoltat cu succes vaccinul împotriva holerei. Mijlocul secolului 20 a reprezentat una dintre cele mai active perioade de dezvoltare, când metodele de creștere a virusurilor în laborator au condus rapid la descoperiri și inovări, inclusiv crearea vaccinului pentru poliomielită. Cercetătorii au găsit apoi remedii pentru alte boli comune ale copilăriei, ca pojarul, oreionul și rubeola. Drept urmare, acum avem vaccinuri pentru prevenirea peste 20 de boli care ne pun viața în pericol, ajutând oamenii de toate vârstele să trăiască o viață mai lungă și mai sănătoasă. Imunizarea previne în prezent milioane de decese în fiecare an din cauza bolilor precum difteria, tetanos, pertussis, gripa, rujeola și COVID-19.